Joan. Entra. Te rogo. Vrei ceva? Un ceai? Ioana? Ioana! Iartă-mă. Te rog, iartă-mă. V-am făcut pe toți să suferiți. L-am rănit pe Andrei. Of, 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 copila mea. Gata. Ei, gata. O să fie bine. O să vezi tu. Dacă vă iubiți, o să se rezolve toate. Și voi vă iubiți, așa-i? Și ți-a fost frică de căsătorie, așa-i? Asta a fost? Nu. Nu trebuia să vin. E o greșeală. Andrei mă urăște, nu-i așa? Nu, Ioana. Nu pot să pleci acum. Nu te gândești deloc la Andrei? Cât a suferit în săptămânile astea? Nu te gândești deloc la el? Doar la el m-am gândit. Pentru el sunt aici. O să mă urască dacă îi spun. Ce să-i spui? Nu, trebuie să plec. Nu? Nu, Ioana. Nu poți să faci aceeași greșeală de două ori. Nu? Tu ai vrut să-l vezi pe Andrei. Tu ne-ai rugat pe mine și pe Hamza să te ajutăm. Te-am ajutat. Am acceptat. Ne uităm la Andrei cum se chinuie de săptămâni de zile. Și n-am spus nimic. Nu i-am spus nimic pentru că tu ai promis. Ai promis, Ioana, că îi vei spune tu totul. Ai promis că de la tine va afla totul. Nu poți să pleci acum. N-ai voie. Să pleci acum. Ai înțeles? N-am forță să mă uit în ochii lui. Am crezut că o să am. N-am.